Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Un bărbat a fost găsit mort azi în apele Jiului de Vest. Cadavrul a fost scos de pompieri în zona Bărbăteni. 14 vagoane cu cărbuni s-au răsturnat în zona preparației Coroiești. Pasnicii patrulează pentru a ține hoții la distanță. Vizita ministrului Gerea de la sfârșitul săptămânii trecute a fost un prilej de discuții pentru Ilie Păducel. Acesta dorește salvarea exploatărilor miniere Petrila și Lonea. Panică în zona Bărbăteni astăzi, în jurul prânzului. Trupul fără viață al unui bărbat de aproximativ 47 de ani a fost zărit în apele Jiului. Pompierii au scos corpul neînsuflețit și au alertat autoritățile pentru identificarea victimei. Astăzi, în jurul prânzului, câțiva oameni au sesizat o siluetă în apa Jiului de Vest, undeva în zona Bărbăteni, între Lupeni și Uricani. Când s-au apropiat, oamenii au avut un șoc. În apele râului plutea un bărbat pe care nimeni nu l-a putut identifica. Cei care au făcut descoperirea macabră ne spun cum s-a întâmplat totul. Mă plimbam cu fetița pe drum, că la mijlocul podului mi s-a părut ceva suspect în apă, în Jiu. M-am întors înapoi, m-am dus până malul Jiului, m-am întâlnit cu băiatul. Am constatat că este decedat mort și am sunat la 112 și asta a fost. Îl cunoșteați? Nu. Al doilea bărbat s-a apropiat de mal să vadă ce se zărește în apă. Amândoi bărbații au constatat că omul era deja mort. Coboram de la casă și l-am văzut pe dânsul uitat la Jiu. Au văzut o persoană, nu era sigur dacă era om sau altceva manichin. Și mi-a spus dacă stau bine cu vederea, am zis că da, m-am dus, am văzut. Omul era în mijlocul Jiului, se vedea destul de clar că este om. Și am luat telefonul, am sunat la 112 și a venit trupele și intervenția și l-a scos pe om din apă. Pompierii au ajuns imediat la fața locului după ce au fost alertați. Aceștia s-au chinuit minute bune să scoată cadavrul din apă. În zonă râul prezenta o adâncime de doar un metru, dar sunt torenți puternici, iar un pompier a căzut în apă în timpul acțiunii. Trupul fără viață al bărbatului, încă neidentificat, a fost dus la morgă pentru necropsie. În urma solicitării am sosit la locul intervenției, găsim persoana de sex masculin undeva la mijlocul albiei râului. Știm în acest moment cine este și unde a fost transportat? Din păcate, persoana este necunoscută, urmând ca colegii de la criminalistică să cerceteze în continuare cauzele. Legiștii sunt cei care vor stabili cauza morții. Trupul fără viață al omului poate zace de mai multe zile sau tragedia s-a putut produce chiar astăzi. Pompierii au anunțat poliția din Uricani pentru că nu este exclus ca omul să fi căzut în apă și să fi fost dus de râu în aval. Deocamdată ancheta este în desfășurare, iar cadavrul nu prezintă urme de violență. Un tren de marfă ce transporta huilă în zona Paroșeni a sărit de pe linie, iar câteva vagoane s-au răsturnat. Incidentul s-a petrecut la finele săptămânii trecute din cauza infrastructurii degradate și, ca să profite de ocazie, în această dimineață, vagoanele rămase erau păzite de hoți. Nu doar că ar fi furat cărbune, ci pentru a le demonta pur și simplu. O garnitură formată din câteva vagoane pline cu huilă stau și acum pe liniile de cale ferată, iar angajații de la infrastructură caută să remedieze calea de rulare ca să reușească să le tracteze. Din păcate, hoții mișună până și ziua, iar pasnicii sunt nevoiți să facă patrule în zonă. Incidentul nu a făcut paguba atât de mare, cât de mare ar fi paguba dacă nu ar fi păzite garniturile. Dacă vorbim de păzitul vagoanelor, în mod deosebit le păzim pentru a nu a limita furturile din vagoane. Referitor la infrastructura căii ferate, nu am avut constatate furturi de pe calea ferată, umblat la infrastructura căii ferate care să genereze evenimente pe calea ferată. Calea de rulare aparține celor de la Societatea de Închideri Mine Valea Jiului, iar trenul este al celor de la Grup Feroviar Român. Ambele societăți lucrează acum la remedierea defecțiunii, iar șinele vor fi reabilitate în baza unui program viitor. Garnitura de tren era formată din 14 vagoane. După primele cercetări și evaluări la fața locului, am constatat că ca o cauză principală înghețul, dezghețul din această perioadă. O zonă foarte instabilă, zonă care trebuie consolidată și noi chiar avem un program de consolidare a liniei ferate între Gara Vulcan și Mina Paroșeni. O să continuăm acest program.
Nu este pentru prima dată când are loc un astfel de incident pe calea ferată din zona preparației Paroșeni. Un alt tren plin cu huilă a sărit de pe șine acum câțiva ani și chiar și atunci garnitura a fost păzită zile în șir de hoții de cărbuni, care oricum atacă vagoanele chiar în mers. Vizita ministerială de la sfârșitul săptămânii trecute a fost un bun prilej pentru primarul orașului Petrila, Ilie Păducel, de a discuta din nou cu ministrul Gerea despre situația exploatărilor miniere din localitatea sa. Însă chiar și așa, minele Petrila și Lonea au slabe șanse de salvare. Vineri, ministrul Andrei Gerea a fost prezent în Vale pentru a vedea cu ochii săi situația prin care trece complexul energetic Hunedoara. Printre reprezentanții complexului și director de mină, la discuțiile cu ministrul a participat și primarul orașului Petrila, Ilie Păducel. Acesta a fost singurul primar din Valea Jiului prezent la discuții. Da, într-adevăr, am fost la întâlnirea cu domnul ministru al energiei și mulțumesc și pe această cale că m-a primit, am avut posibilitatea să ridic problemele care interesează comunitatea din Petrila, respectiv primăria din orașul Petrila și pe mine ca primar. Am ridicat problemele care ne interesează legate de cele două exploatări minere, respectiv de mina Petrila și mina Lonea. Despre mina Petrila, fiind în program de închidere și participând și domnul director general Angel, am ridicat problema necesității ca din fondurile de închidere ale minei Petrila să se execute câteva lucrări pentru comunitatea din orașul Petrila. În primul rând, asfaltarea drumului tehnologic, necesitatea construirii a cel puțin două hale de 4.000 până la 5.000 de metri pătrați pentru crearea de locuri de muncă, transferul muncitorilor care nu vor îndeplini condițiile de pensionare în momentul închiderii și încetării activității din mina Petrila să fie transferați la mina Lonea, nu la Paroșeni sau la Orican, fiind cetățeni ai orașului Petrila. Referitor la mina Lonea, am insistat și am lăsat și pentru ambele exploatări miniere am lăsat și memorii scrise domnului ministru. Pentru mina Lonea am insistat să fie angajați tineri la mina Lonea, să se reînființeze sectorul de investiții la mina Lonea, pentru că nu este normal și nu am discutat cu toți specialiștii de la mine și am lucrat și eu atâta timp în minerit, nu este normal ca o mină pe program de dezvoltare să nu aibă sector de investiții. Redeschiderea și reînființarea sectorului de investiții și nu în ultimul rând aprovizionarea brigăzilor cu materiale, piese de schimb pentru a asigura gradul de securitate al oamenilor în primul rând și al zăcământului. Primarul Păducel este la a doua întâlnire cu ministrul Gerea, însă chiar și așa, acesta spune că va insista atât cât va fi nevoie, măcar pentru a salva mina Lonea, de care este legat sufletește. Vizitați alimentara. Atât a mai rămas scris în centrul istoric al municipiului Vulcan, un loc aproape încremenit în epoca ceaușistă, dinainte de 89. Oamenii își mai amintesc acele vremuri și chiar țin minte cum o chema pe vânzătoare. Primarul spune că vrea să scape de imaginea comunismului și caută soluții la Uniunea Europeană. O inscripție cu carne, ori vizitați alimentara, mai amintesc și acum de anii comunismului, când astfel de locuri erau ceea ce astăzi numim mall. Alimentara era locul în care oamenii socializau la rând la carne, iar Valea Jiului îi atrăgea ca un magnet până și pe cei de la București. Magazinele minerești erau bine aprovizionate și vânzătoarele una și una. Un localnic care a trăit acele vremuri ne explică și nouă cum era. Cu mulți ani, nu știu dacă și după Revoluție, dar înainte de Revoluție a fost o alimentară mare, mare. Alimentarea era cea mai mare de aici, din oraș, și era șef una, îi spunea domnișoara Cărunta. Dacă îi spuneai cumva doamnă, se supăra rău de tot și era de la Sibiu. Centrul vechi, acum pe șoseaua de centura orașului, era plin de mineri. Pentru ei, regimul Ceaușescu avea grijă să aprovizioneze magazinele și oamenii parcă nici nu mai țin minte cozile de altă dată. Nu era coadă, era aprovizionat foarte bine, știa fetele de e ca militari în armată. Da, așa era. Și dincolo era un magazin de haine, costume de haine, Avram.
Minerii se aprovizionau în principal de aici. Da, da, da. Erau aprovizionate. Tot ce vrei găseai, și costume, și alimentară din coace. Carne. Și carne, da. O mai fost ceva acolo, un second hand, ce știu ce mai fost, și l-au lăsat în paragin. Da. Imaginea prăbușirii comunismului se vede cel mai bine în acest loc. Întreg centrul istoric al orașului a rămas cufundat în istoria acelor vremuri. Când spun cei mai în vârstă, aici treceau zilnic zeci de oameni care se aprovizionau. Acum însă totul e acoperit de praf și peste tot sunt geamuri sparte, iar ușile ferecate cu lacăte așteaptă o întoarcere în actualitate. Din păcate însă, primarul Gheorghe Ile are doar planuri. Și după un sfert de secol, locul este ca după un adevărat război. În primul rând vreau să vă spun că centrul vechi este construit din timpul Suvrom Cărbune pentru mineri și, într-adevăr, este o arhitectură extraordinară în centrul vechi. Din păcate, noi n-am reușit să obținem doar pentru un singur bloc, am obținut fonduri pentru a executa acoperișul, pentru că acolo, într-adevăr, la blocul respectiv era deteriorat și ploua la locatari în casă. Din acel program care a fost prin guvern, comunitate, adică Consiliul Local și locatari, n-am reușit să obținem fondurile doar numai pentru acest bloc. Așteptăm cu nerăbdare să vedem care vor fi programele în această perioadă din 2014-2020 pe fonduri europene, să putem obține fonduri pentru reabilitarea acestor construcții care, într-adevăr, trebuiesc integralitatea lor trebuiesc refăcute, se deteriorează pe an ce trece și sperăm că vom accesa și noi fonduri de la Uniunea Europeană, astfel din majoritatea apartamentelor sunt deja proprietate privată și este foarte greu să putem obține din veniturile noastre proprii ale Consiliului Local și de la Guvern. Strada Nicolae Titulescu a rămas ca pe vremea celui a cărui nume îl poartă, doar că de atunci zidurile s-au crăpat, încăperile au fost năpădite de insecte și șobolani, iar singura dovadă că acolo a fost cândva forfotă rămâne inscripția „Vizitați alimentara”. Astăzi creștinii ortodoxi îi sărbătoresc pe cei 40 de sfinți mucenici din Sevastia. Tot astăzi tradiția spune că se mănâncă 40 de colaci numiți mucenici și se beau 40 de pahare cu vin pentru a avea putere de muncă tot anul. Sărbătoarea de astăzi îi întruchipează pe sfinții 40 de mucenici care au pătimit în orașul Sevastia din Armenia. În fiecare an, la 9 martie, prăznuim pe cei 40 de mucenici din Sevastia. Acești mucenici au mărturisit pe Hristos și nu s-au lepădat de credința lor. Pentru aceasta au fost condamnați să fie aruncați într-un lac și în Sevastia este în Armenia, iar și acolo o zonă muntoasă, o zonă friguroasă. Bineînțeles că știau că noaptea va fi frig și bănuiau că așa se va întâmpla și vor îngheța. Sfinții au răbdat cu drag pentru Hristos și știm foarte bine că atunci când îl mărturiseau pe Hristos, mucenicii, Hristos era împreună cu ei și de aceea chinurile erau suportabile. Potrivit tradiției, în ziua de 9 martie, gospodinele prepară mucenici, cu miere și nucă și sunt modelați în forma cifrei 8. Poporul cinstește foarte mult această sărbătoare și în tradiție a rămas ca să vină la biserică, să se roage, să-i cinstească pe sfinți, să facă milostenie, că de obicei suntem în postul Sfintelor Paști în această sărbătoare și se aduc la biserică mucenici, așa zis și mucenici, care sunt niște covrigi în formă de 8 și care sunt fierți în zahăr sau cu miere se fac și se dau prin nucă și au un simbolism deosebit. Numărul 8 întors este simbolul infinitului, este infinitul și este în felul acesta mărturisesc credința în viața cea veșnică, în împărăția lui Dumnezeu, în ziua a 8-a, în ziua cea neînserată, ziua veșniciei.
În ziua mucenicilor se trasează hotarul dintre iarnă și vară, dintre zilele aprige ale dochiei și cele călduroase ale moșilor. Sute de femei au ales să petreacă 8 martie la sala de evenimente VIA. Muzică bună, mâncare pe măsură, dar și dansuri incendiare. Acestea au fost 3 dintre atuurile organizatorilor. Weekend plin la restaurantele din Valea Jiului. La sala de evenimente VIA, femeile au petrecut 8 martie în cele 3 seri în care organizatorii au fost foarte atenți la detalii. Atât pe 6, cât și pe 7 și 8 martie, sute de femei au ales VIA pentru a petrece împreună Ziua Femeii. Acum suntem la începutul petrecerii, noi o să organizăm 3 zile de petrecere. După cum vedeți, ne pregătim de o seară incendiară. Au pus muzică 2 DJ de la Kiss FM. A cântat Vlad Teodosiu Păducel, iar trupa de striptease, The Player Strippers, a încins atmosfera. Organizatorii evenimentului se declară mulțumiți de cele 3 seri de petreceri și promit și pe viitor surprize la fel de frumoase, dar și evenimente festive de excepție pe care sala de evenimente VIA le poate găzdui, aceasta fiind cea mai nouă locație de gen din Petroșani. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai plăcută!